Trei persoane suspectate de a avea legături cu terorismul islamist au fost arestate în cadrul unor percheziții la Berlin, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. În vârstă de 21, 31 și 45 de ani, acestea sunt suspectate de a fi planificat să meargă în zone de război, fără îndoială în Siria sau Irak. Cele trei persoane ar putea avea legături cu gruparea jihadistă Statul Islamic în Siria și în Irak. Justiția anchetează pregătirea unui act grav putând aduce atingere statului, dar nu există totuși niciun indiciu privind planuri concrete de atentate în Germania. Cele trei persoane frecventau o moschee salafistă, unde mergea în mod regulat și presupusul autor al atentatului din 19 decembrie, care intrase în plin cu un camion într-un târg de Crăciun din Berlin, atac soldat cu 12 morți și 48 de răniți.